bine ați revenit! Astăzi avem un clip care știu că, cel puțin în state, este foarte, foarte popular la booktuberii din afară și l-am făcut și anul trecut, o să vi-l las în descriere pe cel de anul trecut și îl fac și anul acesta, așa nume, un wrap-up al lui 2023. Adică o să vorbim despre toate cele 70 de cărți pe care le-am parcurs eu în 2023. O parte dintre ele au fost audio, am ajuns la numărul ăsta fabulos cu ajutorul Voxa la... pentru că eu îmi pusesem 52 de cărți ca obiectiv și l-am depășit cu mult, pentru că am ajuns să mă îndrăgostesc de Voxa, efectiv. Și anul ăsta, ca să vă dau un pic de un spoiler pentru clipul viitor, mi-am propus ca obiectiv tot 70 de cărți, că am zis să nu-mi forțez norocul, că nu vrem să întindem coarda prea mult, că și așa mi se pare incredibil, pentru că un cititor atât de lent ca mine a ajuns să parcurgă atâtea cărți. Din cele 70 de cărți, cred că undeva la 30% sunt audio, le-am parcurs audio, 30-35% cam așa, restul au fost parcurse fizic, adică le-am citit fizic, dar în clipul de astăzi n-am să scot niciuna din cărțile pe care le-am fizic aici, pentru că am stat 5 ore, dacă ați văzut daily vlog-ul de la începutul anului, sau mă rog, de când am început să filmez, am stat 5 ore să fac biblioteca, așa că nu stricăm. Nu mai repetăm experiența, prin urmare va trebui să vă mulțumiți cu poze și o să vă spun așa câteva idei foarte scurte despre fiecare carte în parte și ratingul vi-l afișez pe ecran. Și hai să începem, că avem destule. Am început anul absolut fabulos cu o carte fantasy young adult care mi-a plăcut la nebunie și abia aștept să mă reîntorc în lumea asta, în caraval. O carte absolut fantastică. Cred că în februarie am să reiau seria. Următoarea carte este Fructele Mâniei de John Steinbeck, care nu mi-a plăcut atât de mult precum mi-a plăcut Șoareci și oameni. De-aia am decis să citesc și cartea asta, pentru că citisem Șoareci și oameni la final de 2022 și m-a impresionat foarte tare cartea aia și speram că și asta o să fie așa, dar nu, asta m-a plictisit foarte, foarte tare, sau mă rog, subiectul m-a plictisit probabil și pentru că nouă ne este foarte comun. Este un fel de Răscoala a lui Rebreanu, dar pe variantă americană, pe variantă Wild West, ceva de genul. Apoi avem o carte de Neil Gaiman, pentru că de ce nu puteam să am un an fără Neil Gaiman, de când l-am descoperit, sunt fană Neil Gaiman. Și avem In the Ocean at the End of the Lane, o carte middle grade foarte drăguță, foarte simpatică, frumoasă, nu se ridică la nivelul Neverwhere sau a cărții Cimitirului, dar este totuși o carte foarte, foarte simpatică. O carte de Brian Tracy, No Excuses, o carte în care, cel puțin de data asta, parcă Brian Tracy te ceartă foarte, foarte tare. Sunt câteva idei bune în cartea asta, poți extrage niște lucruri bune, dar în mare parte e genul de autor care îți dă efectiv tot timpul impresia că te ceartă. După aceea a fost Splendida cetate a celor 1000 de sori de Khaled Hosseini, o carte pe care eram foarte, foarte convinsă că nu o să o iubesc și nu o să-mi placă și m-a făcut să-mi dea lacrimile și n-am putut, a trebuit, am cedat și am dat 5 stele și până la urmă mi-a plăcut foarte tare și a fost chiar o lectură foarte plăcută. După aceea avem The Art of Learning, o carte tot așa self-help, scrisă de un mare șahist american care la un moment dat a fost și numărul 1 mondial și este foarte interesantă perspectiva lui. Este un fel de carte self-help combinată cu memorie, așa, foarte interesantă, merită atenția, adică nu știu dacă neapărat de pe partea de self-help, dar cel pe partea de experiențe și de cum povestește el, cum își povestește el traseul ca șahist și apoi ca campion de judo, chiar cred că merită. E o carte mult hype-uită, care pe mine m-a dezamăgit absolut complet, până nu se răcește cafeaua. Efectiv, nu am înțeles, aveam senzația că unele fraze nu se leagă și că unele scene nu se leagă și că personajele sunt puțin drogate, nu, pe mine nu m-a prins cartea asta și mie nu mi s-a părut chiar deloc interesantă. O propunere de la book club-ul meu, Trei într-o barcă, o carte enervant de simpatică. Este simpatică și este enervantă din cauza personajelor, simpatică din cauza situațiilor ridicole și enervantă din cauza personajelor care sunt foarte enervante. Sunt genul ăla de personaje tâmpite care au impresia că nu greșesc cu nimic. Și primul roman grafic pe care l-am citit după foarte, foarte mult timp, excluzând benzile desenate, și avem The Sandman de Neil Gaiman, primul volum. Din păcate, experiența mea cu romanele grafice cred că o să se termine aici sau o să fie foarte, foarte restrânsă pentru că mă deranjează scrisul. Cred că o să iau totuși carte cu The Sandman. Povestea e drăguțică, ilustrațiile interesante, mi-a plăcut cartea, dar da, foarte mic scrisul și pe mine mă chinuie genul ăsta de carte, așa că nu știu, nu e pentru mine, deși mi-ar plăcea să intru și eu în lumea asta, dar am bifat un obiectiv pe 2023, că era unul din obiectivele mele să citesc și eu un roman grafic să văd cum este. Apoi ceva ce este pe wishlist-ul meu de ani de zile, The Red Queen de Victoria Aveyard. De când a început nebunia în 2013-15 cu distopiile, de atunci vreau să citesc cartea asta. Primul volum mi s-a părut ok-ish, not the best dystopian, adică nu e cea mai bună carte distopică din lume, dar mi s-a părut ok-ish. Apoi încă o carte despre gândire pozitivă, The Power of Positive Thinking, o carte care stă de fapt la baza multor cărți de self-help din ziua de astăzi și asta a fost unul din motivele pentru care am vrut să ajung la ea, pentru că aș vrea întâi să citesc baza și după aceea să văd de pe unde s-au inspirat toți autorii ăștia care acum ne învață cum să facem bani. O carte interesantă despre gândirea pozitivă, este cumva semitehnică, adică nu intră foarte tare în detaliile pozitivismului, dar te face să înțelegi de ce e bine să fii pozitiv. Poate ar trebui să o reiau anul ăsta, nu știu, mă gândesc. După care vine una dintre cele mai utile cărți de anul ăsta, și anume How to Take Smart Notes despre sistemul Zettelkasten, cum să îți iei notițe, cum să te folosești, cum să-ți formezi un circuit de notițe și de cunoștințe pe care să le tot crești și de care să te folosești după aceea mai târziu. Foarte interesant sistemul, mi s-a părut extraordinar. Păcat că nu este și în română tradusă cartea, dar vă recomand cu mare drag pentru că chiar e foarte, foarte utilă. Asta nu e carte de self-help, asta e o carte pur și simplu utilă și atât. Nu e de self-help. După aceea avem Sfaturi de viață, o carte care m-a plictisit. Credeți-mă că și acum mă bântuie rațele ălea. N-am putut să termin pentru că m-a bântuit efectiv cât de greu a mers cartea. Poate n-a fost nici momentul ei, nu știu. Trebuia să fie un thriller cu o tipă care se trezește că fostul ei soț moare și toată lumea suspectează pe ea, dar n-am ajuns să aflu ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și așa mai departe, pentru că m-a plictisit înfiorător de tare scrierea și detaliile și mai ales povestea rațelor. Da. Apoi m-am întâlnit cu unul dintre cei mai simpatici extraterestri din partea asta de galaxie, în Project Hail Mary, o carte absolut fantastică. Eu, în general, nu sunt foarte mare amatoare de SF, dar cartea asta chiar a fost delicioasă, a fost simpatică, a fost frumoasă, a fost extraordinară, a fost despre comunicare peste limitele pe care ni le impunem noi și chiar e o carte foarte frumoasă. Apoi o carte despre budism cu un titlu infernal de lung, este ceva înfiorător. Cred că asta e mai degrabă o broșură sau ceva, am dat de ea pe net în varianta audio, tundeam iarba, îmi țin minte perfect momentul în care am dat de ea, am ascultat-o cred că în 2 ore și ceva. Mi-a plăcut super, super tare pentru că îți explică noțiunile budismului și chiar m-a făcut foarte curioasă să aprofundez puțin mai mult subiectul ăsta. Am discutat într-un daily vlog, vreau să aprofundez mai mult subiectul budismului anul ăsta, în mod special și toată cultura asta care s-a creat în jurul budismului, pentru că mi se pare foarte, foarte interesantă și da, e o carte sau o broșurică bună de început cu care să încep, care desfințează cumva foarte multe mituri legate de budism sau de alte religii și e foarte interesant. Apoi a fost cartea căreia niciodată nu i-am nimerit titlul din prima, așa nume Master Your Emotions, foarte interesantă, iarăși o carte la care cred că ar trebui să revin, mai ales în perioada asta, despre emoții, despre cum să treci, despre... Îți induce ideea că nu ești condus de emoțiile tale, că de fapt tu trebuie să-ți conduci emoțiile, nu ele pe tine. Foarte interesant perspectiva și chiar mi-a plăcut. După aceea vine Seneca, despre mânie, iarăși o carte absolut incredibilă pe care cred că dacă am citit-o cu toții am fi un pic mai înțelepți și nu ne-am mai grăbi să fim atât de mânioși, de furioși și să aruncăm cu ură în stânga și în dreapta. Foarte frumoasă cartea. Una din cărțile mele preferate de anul ăsta, foarte interesantă, care stă la baza ideii de comunism, și anume Ferma animalelor. Pentru cine nu înțelege ce înseamnă un sistem totalitar, recomand cu mare drag să citească Ferma animalelor. Este o fabulă foarte, foarte reală, din păcate. O altă carte super hăipuită, Cele trei fiice ale Evei. Nu mi s-a părut atât de interesantă. Nu mi s-a părut că se ridică la nivelul hype-ului pe care îl are. Da, a fost interesant, a fost din perspectivă culturală interesantă, dar nu m-a dat pe spate. După aceea am luat iarăși o distopie care teoretic pentru occidentali este distopie, pentru noi este realitate în mare parte, și anume Fahrenheit 451, o lume post-apocaliptică sau o lume de asta foarte constrânsă unde cărțile sunt arse. Din păcate noi trăim realitatea din cartea aceea și dacă vreți să înțelegeți mai bine, trebuie să o citiți. Iarăși este o carte de care cred că toată lumea ar beneficia dacă ar citi-o și ar înțelege mult mai multe și ne-ar schimba foarte mult ca nație cartea asta dacă am citit-o. Am avut și prima întâlnire cu Edgar Allan Poe, pentru că atât am auzit de el pe booktube-ul din Anglia, în mod special, încât nu am putut să mă abțin. Crimele din Rue Morgue. Unele povești sunt interesante, unele mai puțin interesante, ca în toate cărțile unde sunt colecții de povești scurte. Dar, per total, mi-a plăcut cum a scris Edgar Allan Poe. Se presupune că el ar fi tatăl crime-ului, cărților crime. Nu știu neapărat dacă e adevărat, dar în orice caz, da, a fost destul de interesant. În orice caz, da, a fost destul de interesantă și sper să mai ajung la alte cărți. Dacă ați mai citit ceva de el, să-mi spuneți că chiar sunt curioasă să mai descoper și alte cărți scrise de el. După care vine Ariadna. Cred că primul meu contact cu reinterpretarea de mitologie greacă și a devenit brusc o pasiune, deci absolut fantastică, cartea mi s-a părut interesantă, am mai aflat și eu niște chestii pentru că nu știu legendele Olimpului și am mai aflat o parte din legendele Olimpului, e tragedie greacă, deci nu vă puteți supăra pentru final, dar mie mi-a plăcut, în mare mi-a plăcut chiar. După aceea vine O călătorie spre centrul pământului de Jules Verne, da, nu am ajuns la cartea asta în adolescență. Acum, mi s-a părut interesantă pentru că e stilul în care povestește Jules Verne, dar povestea în sine parcă, nu știu, s-a terminat brusc sau parcă i-a lipsit ceva. În momentul în care a ajuns în punctul culminant s-a și terminat povestea ceva, nu știu, s-a rupt, undeva s-a rupt. Și nu mi s-a părut chiar cea mai bună operă a lui Jules Verne. Dacă mă întrebați pe mine, deocamdată cea mai bună opera lui e tot Ocolul Pământului în 80 de zile. So, după aia vine Pic, iarăși o carte foarte, foarte utilă. Nu este genul ăla de carte self-help care să te certe sau să te ridice în slăvi. Este o carte care îți dă niște tool-uri prin care poți să devii expert într-un anumit domeniu și îți explică aproape matematic cum poți ajunge expert într-un domeniu pe care ți-l alegi, fără să ai pic de cunoștințe la inițial, fără să ai pic de talent și așa mai departe, doar fiind dispus să depui munca necesară. După aia, Viața invizibilă a lui Eddie LaRue, o carte din asta distopică, fantastică, foarte interesantă, cu o tipă care este nemuritoare și pe care o uită lumea și avem așa o paralelă între anii 1700, care mie-mi plac cât de cât, și prezent. Interesantă și perspectiva asta de importanță, de fapt asta e subiectul, cred că principal, importanța pe care o ai în ochii oamenilor. Da, interesant. După aceea vine o carte foarte hăipuită pe internet, Viața ca un râu, cu care eu n-am putut. Adică în momentul în care am simțit niște aluzii care n-au fost tocmai ok, am închis cartea pentru că nu mi s-a părut interesant. Nu știu, nu m-a atras, nu m-a prins și nu Nu mi-a plăcut cartea. Apoi vine una din pasiunile mele mari, și anume Criminali în serie, Dosarele criminalilor în serie, o carte absolut grețoasă, literalmente grețoasă, pentru că sunt efectiv dosarele criminalilor în serie puse în variantă literară, adică din variantă tehnică, cum sunt ele, așa, sunt puse în variantă literară, dar detaliile sunt acolo, cu creieri, cu violuri, cu tecături, cu tot, cu decapitări și așa mai departe. Foarte interesant cartea și mai ales din perspectivă psihologică, mi s-a părut foarte interesantă. Da, merită pentru cine are stomac. Asta nu este o carte pentru oricine, este foarte grafică, foarte dură, foarte rea, foarte urâtă chiar, dar interesantă pentru cine e pasionat de subiect, anume de Criminali în serie. Apoi, una din cărțile mele preferate, ați văzut deja asta din clipul trecut, Apă proaspătă pentru flori, Valerie Perrin, absolut fabuloasă. Anul ăsta trebuie să mai ajung și la celelalte cărți. Mi-a plăcut la nebunie. Violet, grădina ei, povestea ei, tragediile ei, că pot să spun așa, mi-a plăcut foarte tare și merită să-i acordați o șansă. Scrie foarte frumos Valerie Perrin și are un stil de scrie deosebit și merită să treceți măcar cartea asta, să o băgați în seamă. O carte simpatică, cu o menajeră simpatică, o cameristă simpatică, de fapt camerista cu Molly, un personaj atipic, un personaj neconvențional, un personaj cu niște probleme, ar zice unii, pe care nu le întâlnești la toată lumea și, din păcate, mulți n-au înțeles cartea asta tocmai pentru că n-au înțeles că personajul nu se comportă normal din cauza situației ei. Da, foarte frumoasă. Mie mi-a plăcut foarte tare cartea, chiar dacă a fost un soft thriller, n-a fost ceva wow în materie de thriller, a fost foarte soft, dar personajul merită. Apoi vine Casa Bântuită, asta ar fi trebuit să fie horror, dar a fost horror de aiure și de plictisitoare, nu mi-a plăcut absolut deloc, n-am înțeles nimic din ea, adică n-am înțeles cum s-a ajuns la finalul ăla, n-am înțeles de ce, începuse bine și a terminat prost. După aia vine A fost odată o inimă frântă, iarăși Stephanie Garber, a doua serie a lui Stephanie Garber, abia aștept să ajung și la restul cărților din seria asta, foarte, foarte faină, tot lumea aia magică ca și în Caraval, abia aștept, abia aștept. După aia avem Cuplul de la numărul 9, un thriller foarte drăguț, interesant, mi-a plăcut foarte tare. Este ceva mai clasic, e un thriller clasic din perspectiva mea, dar mi-a plăcut foarte tare și merită, dacă aveți chef de ceva simplu, așa, ușor, un thriller ușor. După care vine Un strop de sânge al lui Stephen King și cu ocazia asta mi-am făcut și eu debutul în lumea lui Stephen King și pot să vă zic că nu sunt impresionată. Da, nu e, după tot hype-ul pe care l-am auzit legat de el, da, nu e ce mă așteptam și am observat că are cam același stil de scriere în cam toate cărțile sau cel puțin în astea de care am dat eu. Nu, presimt că nu vom fi prieteni eu și cu King. The Lightness, asta este o carte relativ dubioșică despre un retreat din ăsta, de fapt nu e un retreat, este un fel de camp din ăsta în care se duc copiii cu probleme și da, se întâmplă niște lucruri relativ dubioase acolo. Da, e interesantă cartea din perspectiva ideii că, uite, dacă ești un adolescent din ăla bătut în cap, care nu-și ascultă părinții, uite unde poți să ajungi și ce probleme poți să ai, dar în rest, poveștile în sine nu mi s-au părut senzaționale, deci nu m-a dat pe spate. După aceea, unul din cele mai iubite thrillere de mine de anul ăsta, despre care am vorbit înfiorător de nu mult, și anume Menajera, de Frida McFadden, interesantă, interesantă, o poveste interesantă, mie mi-a plăcut destul de mult, v-am zis, și aștept să apară volumul 3 anul ăsta. E Billy Summer, tot al lui King, de-aia zic că nu cred că o să fim prieteni pentru că a fost ca la prima carte. Pe prima am abandonat-o, pe asta am dus-o la capăt, dar greu de tot, adică foarte, foarte greu. A trebuit la un moment dat să recurg la audio pentru că cu varianta fizică nu mai puteam. Cred că nu-mi place stilul în care scrie King și Billy Summer este o însumare a tuturor evenimentelor mondene și politice care s-au întâmplat între 2019 și 2021, cam așa. Deci dacă vreți un rezumat, citiți Billy Summer și aflați cam toate scandalurile media și politice sunt împletite în cartea asta. Apoi vine o carte sau două cărți, o carte în două volume care eram convinsă că o să-mi demonstreze că sunt eu plină de prejudecăți, dar în loc să-mi demonstreze că sunt plină de prejudecăți, mai tare mi le-a întărit și m-a chinuit foarte tare, și anume Idiotul de Dostoievski, volumul 1 și 2. A fost crunt. Nu. Oribil. Groaznic. Nu. E ADHD la puterea 15. Greu de tot. Nu. După aia iar avem o gogoașă din asta americană cu Unbroken, cu un tip care în esență este un rebut social și este un om imoral, dar doar pentru că ajunge în război, că așa a fost situația și pentru că s-a întors viu din război, ajunge erou național. Da, nu mi-a plăcut povestea. Chiar nu mi-a plăcut și nu-mi place ideea asta de a băga pe gât oamenilor și de a-i forța să îi considere eroi pe ăia care, înainte de un mic eveniment care le-a schimbat traiectoria în viață, erau niște mizerabili. Apoi avem al doilea volum din Regina Roșie, Glass Sword, de Victoria Aveyard. Dacă la primul volum am putut și am zis, bun, am înțeles mesajul, am înțeles ideea, cu al doilea volum n-am putut. Știu că l-am început de vreo 3 ori. Am încercat, l-am dus la capăt, dar nu mi-a plăcut absolutamente deloc, cum ar zice cineva. După aia, iarăși una din cele mai iubite serii de mine de anul ăsta, pe care am descoperit-o și sunt foarte târziu în barca asta și din păcate nu mai găsesc cărțile și sunt foarte tristă, și anume Ultimul Regat. Primul volum din Ultimul Regat. Am intrat în triburile anglo-saxone din anii 800, cu Utrecht de Bebamburg, cu toată nebunia de acolo, o carte de aventuri și ficțiune istorică. Mie mi-a plăcut foarte, foarte tare. După aia, o carte interesantă care spune o întrebare fabuloasă și dacă este să rămâneți doar cu un singur lucru din cartea asta, întrebarea asta este și e minunat să ți-o pui în fiecare zi. Este vorba de Cafeneaua de la capătul lumii, recomandată de una din fetele de la mine din membership, pe care de altfel o pup și acum. Și da, interesanțică. Pe lângă asta, cea mai extras din cartea asta a fost, și este un exemplu foarte bun, este un exemplu pe limba proștilor, cum ești manipulat de reclame. Este fabulos. Dacă nu știți chestia asta și dacă a încercat cineva să vă explice și voi tot n-ați înțeles, citiți cartea asta, că o să înțelegeți, pentru că vă explică. Nu, n-are cum. Deci n-aveți cum să nu înțelegeți după ce citiți cartea asta cum vă manipulează reclamele. Este perfect. Apoi volumul 2 din Ultimul Regat de Bernard Cornwell, Cavalerul Morții, foarte frumos, și volumul 2 mi-a plăcut foarte, foarte tare. Revenim la un autor român, o carte pe care nu credeam că o să o citesc sau la care să ajung vreodată. Să te mut, scrisă de Andrei Ciobanu, cred că știți că el face stand-up comedy, este cumva o tentativă răsuflată de glumă, cartea asta, exact cum e și stand-up-ul din România. Da, te face să râzi, dar nu aduce nimic extraordinar în plus, adică e o carte în care te hlizești doar de dragul că ideea că este ceva amuzant, ar trebui să fie ceva amuzant. Aș mi dă de probleme, mi-a plăcut și asta. Mie mi-a plăcut mai mult Secretul Menajerei decât Menajera, by the way. Ambele mi-au plăcut mult, dar parcă volumul 2 mi-a plăcut mai mult. După aceea continuăm cu reinterpretarea din mitologia greacă și am continuat cu Electra, carte care este fabuloasă, deși Electra nu este personaj principal în cartea asta. Am înțeles foarte multe lucruri iarăși din cartea asta și legat de mitologie și legat de alte aspecte. Mi-a plăcut, dar nu atât de mult ca Ariadna, dar merită citită. O carte care încerca să ne convingă să fim religioși și că Dumnezeu și când greșește are dreptate, și anume Life Without Limits de Nick Vujicic, Intenția bună, execuția proastă, cam așa ar fi la cartea asta. Nu. La mine nu merge pe partea asta cu religia, nu pot să-mi vin gogul așa cu religia. După aceea vine o carte la care voiam să ajung de foarte, foarte mult timp, și anume Babel. Foarte interesantă carte, mi-a plăcut, de R.F. Kuang. E interesant că îți ridică perspectiva asta, te pune să te gândești la perspectiva reinterpretării cuvintelor și traducerilor și cum cuvintele pot fi reinterpretate în momentul în care sunt puse în traduceri și cum poți schimba prin reinterpretări sensul unor idei și cum unii oameni fac chestia asta cu bună știință. Adică nu o fac din greșeală, ci o fac cu bună știință. Asta mulți zic că nu e o carte pentru că a fost inițial o emisiune. Nu contează, ideea finală este aceeași, este minunată, 50 de minute cu Pleșu și Liceanu, chiar merită să-i ascultați. Și pe lângă faptul că sunt foarte simpatici amândoi, au niște discuții interesante, din care, culmea, eu am extras în unele, am extras idei total opuse de ale lor. Ei doi aveau idei opuse și eu am venit cu a treia idee total pe lângă, dar foarte interesantă pentru că te provoacă să gândești, te provoacă să te gândești la multe lucruri. Apoi, Crimele de la internat, e pe principiu când îți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala, ți se întâmplă lucruri. Cam așa a fost și cu personajele din cartea asta. Și asta a fost tot așa în categoria de soft thriller, n-aș zice neapărat că e thriller din ăla puternic, dar nu era cartea, adică chiar ok. Apoi avem iarăși un thriller care nu m-a dat pe spate, și anume de Guest List. Asta am terminat mai încoace, nu știu de ce mi-apare în listă acolo unde mi-apare, dar mă rog, nu-i problemă. The Guest List, un thriller tot așa relativ soft, care are un cadru puțin mai neobișnuit și contextul este puțin mai neobișnuit, dar bun, și asta. Nu cel mai bun, dar bun. După aceea avem Nemuritoarea din Sena, o carte pe care nu știu de unde am pescuit-o, ci că am auzit la cineva, puteam să jur că la Ildico, după aceea am dat vina pe Ștefania, Ștefania a zis că nu i-a citit cartea asta, deci nu știu de unde am pescuit-o, dar îi zic să rămână lui cine mi-a propus-o și cine a zis de cartea asta, îi zic să rămână pentru că mi-a plăcut foarte tare, e interesantă și iarăși autorul fiind francez este scrisă puțin diferit și da, e tot așa un thriller semi-psihologic, aș zice, nu e neapărat psihologic, dar interesantică. Mi-a plăcut foarte tare Chiriașa tăcută, fabuloasă cartea asta, mi-a ținut cu sufletul la gură, eram foarte convinsă că nu o să ajungă unde a ajuns la final tipa. Și mi-a plăcut. Apoi vine o carte cu care n-am putut, asta a fost un DNF și anume Accidentul de Mihail Sebastian. La asta m-a deranjat din prima limbajul. N-am putut cu limbajul. Cartea știu că a fost înscrisă înainte de comunism, dar limbajul mi s-a părut atât de comunist încât n-am putut. Nici n-am putut să ajung exact. Plus că inițial acțiunea a fost destul de ciudată și nu. Poate altă dată în viața asta. După aia avem un fantasy, că și așa nu mai avusesem de mult, și anume Toți suntem malefici, un fel de Game of Thrones cu magie, foarte interesantă. Perspectiva de a avea magie normală și magie înaltă și lumea se bate pentru magia înaltă pe care nu o poate deține oricine decât cine câștigă un anumit turneu, după ce în acel turneu mor alți 6 copii. Da, interesant. Faină. Apoi, Mahatma Gandhi, O viață legendară. Eu tot mă băteam cu pumnii în piept că mie nu-mi plac biografiile, autobiografiile, dar se pare că încep să îmi placă, pentru că asta a fost o biografie în care mi-a deschis puțin mai mult ochii, 1, asupra lui Gandhi și 2, asupra faptului, iarăși mi-a amintit cât de ignoranți suntem noi vesticii Și cum avem impresia și noi, europenii și americanii, că noi știm tot și că noi suntem buricul pământului și că la noi lucrurile se întâmplă cel mai bine și că noi avem cei mai prețioși oameni de pe lumea asta și că noi nu greșim și că noi facem lucrurile cel mai bine. Dar de fapt nu e așa. De fapt e exact pe dos. Suntem niște ignoranți. Și faptul că, exact cum zice Romain Roland în cartea asta, că la noi n-a pătruns înțelepciunea lui Gandhi, asta e tocmai din cauza ignoranței noastre, pentru că omul ăsta chiar a fost un munte de înțelepciune. A avut și scăpările lui, a avut și el scăpările lui, că era antiprogresist, de exemplu, dar pe lângă asta a avut și un munte de înțelepciune. Și e trist când vezi perspectiva asta și îți dai seama până la urmă că, băi, suntem ignoranți, rău de tot. După aia iarăși o carte în care ideea bună, execuția proastă, Refugiul timpului, primul meu autor bulgar, bine, nici nu știu dacă voi mai încerca alții, dar da, început bine, execuție proastă, știți, dus la final prost. Alzheimer, discuția principală pe Alzheimer, după aia a stricat povestea. Volumul 3 din Ultimul Regat, Stăpânii Nordului. Da, mi-a plăcut la fel, aproape la fel de mult ca primele două cărți. Foarte mult testosteron în cărțile astea, nu sunt niște cărți adresate femeilor, având în vedere contextul și temporal și situația, dar interesantă și asta, și aici destul de multă aventură, parcă mai puțină decât în primele două cărți, dar tot a fost bine. Acolo unde sângele îngheață, un thriller nordic, nu știu, rece, atât. N-am nimic de zis despre asta, nu. Mi-a plăcut, dar atât cât am citit-o. După aia nu m-a lăsat cu senzații deosebite. După aceea, prima mea întâlnire cu Marcus Aurelius, care a durat mult, adică am terminat-o în decembrie, dar o țin din vară, așa, tot rumeg la Marcus Aurelius. Foarte interesantă carte și vă recomand să citiți, pentru că iarăși este plină, plină, plină de înțelepciune cartea aia și poate că sunt multe lucruri care nu mai sunt valabile, nu se mai aplică și nu mai sunt la modă, dar sunt și multe chestii foarte înțelepte pe care le-a scris în cartea asta și e bine să treci prin ele. Una din marile mele dezamăgiri de anul ăsta este Clubul Crimelor de Joi, volumul 1. Nu, l-am început în ianuarie, în decembrie m-am decis să-i mai dau o șansă și să-l abandonez. Între m-am gândit în fiecare lună să reiau cartea și nu am avut putere. Este foarte plictisitoare cartea. Nu-mi place. E foarte, foarte plictisitoare. Te plictisește înfiorător de tare, cu detalii, cu descrieri și cu povestea în sine. E foarte plictisitor scrisă. Apoi, Manualul lui Epictet, iarăși o carte foarte interesantă, plină de înțelepciune, foarte plăcut de citit, ușoară, nimic care să te dea pe spate, care să te facă să te simți prost. Nu e genul ăla de filozofie. După aceea avem Crima perfectă, instrucțiuni pentru fete cu minți, primul volum. Mi-a plăcut, a fost drăguță și vreau să ajung și la următoarele volume. Așa, doar de dragul amuzamentului. Și am încheiat anul apoteotic cu Aventurile lui Tom Sawyer, pe care nu le citisem niciodată până acum și care mi-au plăcut foarte, foarte mult, dar cartea cu care chiar am încheiat anul și care mi-a plăcut cel mai mult și n-am pus-o în clipul cu top 5 cele mai bune cărți din 2023 pentru că nu e cazul. Asta oricum o să fie pentru mine the best ever, Aventurile lui Huckleberry Finn, și am putut să fac o comparație între cele două și clar Aventurile lui Huck sunt mai bune și mai extraordinare și mai frumoase și cele mai tari și îmi place la nebunie în continuare cartea asta și m-am bucurat să mă reîntâlnesc cu acest prieten foarte, foarte vechi. Bun, și asta a fost toată retrospectiva pentru 2023. Spuneți-mi dacă voi ați ajuns la unele din cărțile astea și cum vi s-au părut sau ce ați citit voi interesant în 2023. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!